Medicii sunt supărați pe pacienții care au fost testați pozitiv cu noul tip de coronavirus și nu respectă regimul de autoizolare. Ei susțin că unii dintre ei care nu dezvoltă simptome grave ar profita de perioada de izolare pe care o transformă într-o vacanță. Epidemiologul Marcel Achilianu de la Spitalul Republican Timofei Moșneaga face un apel către acești oameni să stea acasă pentru a nu contribui la răspândirea virusului SARS-CoV-2. Specialistul spune că pacienții care dezvoltă forme ușoare sau medii ale noului tip de coronavirus uneori nu mai au simptome în cea de-a treia zi de tratament. Ei iau acest lucru ca pe o undă verde pentru a ieși din case cu sau fără motiv, ceea ce dă dovadă de irresponsabilitate, afirmă medicul. Persoanele care au fost depistate pozitive, care au forme asimptomatice, să nu privească aceste 10 zile în care ei sunt la maximă contagiozitate ca pe o vacanță. Să păstreze acasă carantina și să nu expună riscului pe ceilalți care poate nu vor fi la fel de norocoși ca ei să facă o formă ușoară. Marcel Achilianu mai spune că pandemia de coronavirus determină oamenii să dea buzna la centrele medicale așa cum o făceau până la declanșarea acesteia. Ea mai spune că unii nu înțeleg că acum medicii sunt practic sufocați și la limita puterilor. În panica pe care, deci de frică ca să nu se agraveze starea, încep să apeleze neargumentat în aici și acum și nouă răbdare ca să fie primiți de medici, să fie eventual analizați, observați și să le prescrie tratament. Deci chiar dacă cineva se îmbolnăvește, în primul rând trebuiește răbdare. Fiindcă, iarăși menționez că capacitățile sistemului medical sunt limitate. Potrivit datelor oferite de Ministerul Sănătății, în prezent circa 8300 de pacienți care au dezvoltat forme ușoare ale COVID-19 se tratează la domiciliu.